Oameni de toate vârstele au participat sâmbătă pe platoul de marmură din Zalău la un protest pașnic pentru a-și reafirma solidaritatea față de familiile de români cărora le-au fost luați copiii de către Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia. Totodată și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa unei reacții ferme a autorităților române și au cerut implicarea activă și urgentă a autorităților în vederea soluționării situațiilor în care se află familiile de români din Norvegia. La manifestare au luat parte oficialități locale și reprezentanți ai diferitelor culte religioase care au transmis mesaje de susținere. Mitingul a continuat cu cântări bisericești intonate de fanfara prezentă, compusă din aproximativ 50 de membri și acțiunea s-a încheiat cu o rugăciune. În zeci de orașe din România, dar și în alte zeci de orașe europene și de metropole din Statele Unite, Canada și Australia, au avut loc proteste în care s-a cerut reîntregirea familiilor separate de copiii lor de către sistemul Barne Vernet. După aproape șase luni de când copiii familiei Bodnariu au fost luați de la părinți, judecătorii norvegieni au decis că băiețelul trebuie să se întoarcă în familie, dar nu s-au pronunțat în cazul celorlalți copii ai familiei. Reamintim că în noiembrie 2015 copiii familiei Bodnariu au fost luați de la părinți de către Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia după ce una dintre surori ar fi spus că primesc corecții fizice de la părinți. Părinții sunt suspectați și de îndoctrinarea religioasă a copiilor.